Vă binecuvintez, iubiților credincioși, să vă dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună decât toate. Cum pot să-mi dau seama dacă am găsit persoana potrivită pentru căsătorie? Este o întrebare a zilei de astăzi și o întrebare foarte interesantă, dar și foarte simplă. Inima ta este cea care îți spune dacă ai găsit pe cineva potrivit pentru căsătorie. Sigur că poate veți spune, părinte, dar inima se aprinde foarte repede. Se aprinde foarte repede și se trece ca focul de paie dacă acea persoană nu este pentru tine. Când dragostea ta rămâne statornică în relația cu acea persoană, când ți este drag să te întâlnești cu acea persoană, acel om este vrednic ca să împlinească sensul vieții tale. Foarte important este ca să fim smeriți când ne căsătorim sau când dorim să ne căsătorim. Problema zilelor noastre este că foarte mulți tineri, întârziind vremea căsătoriei, nu se mai căsătoresc. Trec peste ei anii, generațiile vin din urmă și foarte greu își mai găsesc cei rămași în urmă parteneri de viață. Foarte greu își mai găsesc jumătatea. Se întâmplă ca în enoria mea, în parohia mea, să stau de vorbă cu tineri, cărora le spun, băieților, însoară-te că au trecut anii. Și ei îmi răspund, cu cine, părinte? Niciuna nu-i vrednică. Și le spun și fetelor, după ce trec anii, ar fi bine să te măriți. Iar ea spune, cu cine, părinte? Pentru că niciunul nu-i vrednic. Iar eu le spun și unora și altora, voi sunteți cei vrednici ca să împliniți căsnicia. Priviți cu smerenie și bucurați-vă când cineva vă bate la ușă. Mândria este cea care împiedică căsătoria. Ai multe diplome, ai făcut mulți ani de școală, ești frumos, ești din familie bună, ai bogății și ți se pare că nimeni nu te merită pe tine. Și până la urmă riști să rămâi singur. Secretul ca să te poți căsători este smerenia. Să te bucuri că ți-a trimis Dumnezeu pe cineva care să-ți împlinească viața și să dea sens existenței tale. Persoana cu care poți să duci jugul vieții și să-ți împlinești viața este un om pe care ți-l scoate în cale Dumnezeu, posibil întâmplător sau posibil de când te-ai născut. Este posibil să te căsătorești cu copilul vecinului tău, cu care în copilărie te-ai jucat și nu știai atunci că va fi soțul tău sau că ea va fi soția ta. Este o taină aceasta a găsirii jumătății. Dumnezeu îți trimite pe cel care trebuie să împlinească sensul vieții tale, iar barometrul care îți va spune acesta este inima ta.